Salutare și bine v-am găsit la un nou video pe acest canal. De data asta jucăm I'm Still Here și sunetul e extrem de tare dat. Holy fuck. Și când cream că l-am dat puțin mai încet, dar nu l-am dat. Ok, hai să-l dăm la 20 sau mai de nou 18, 16 să fie. Și tot e extrem de tare. Click to begin. Ok. You are finally moving into my new place, a chance to start a new life. Okay, d'accord. The landlord seemed a little weird about this place, but I don't have time to worry about. Și că proprietarului s-a părut puțin ciudat acest bloc, o casă. I need to finish putting these blocks away. Books? Wait, în toate cutiile astea sunt cărți. Living room, aici ne învață cum să... Ce sunetul la jocul ăsta e atât de tare, vă să-mi dau și din căști mai ce nu mai suport. Ok, so... Asta pentru living room. Books, ok. Am luat o carte. Păi și ce să fac cu ea? Trebuie să o pun pe rafturi? Da. Oh god, trebuie să pun atâtea cărți. Sunt o grămadă. Okay. O să încerc să le pun cât mai repede posibil. Dar nu prea pot. Acesta este un joculeț indie, cred, lansat în orice. Asta că... Wait, asta i-am dat-o pe jos? Cred că da. Cum vă ziceam, un joculeț nelansat încă. Încă este în stadiul de alfa, din câte am înțeles. You, what the heck? Why are my books moving? Bă, cărțile mele! Cine mi-a dat numai cărțile? I need to figure out what's going on. Ok. Should I ask the internet? Internet? Să întreb pe internet de ce scad cărțile? Ok. Bă, nu știu dacă e horror jocul ăsta, doar l-am văzut pe internet, mi s-a părut extrem de interesant și am zis hai să încerc. Ok, deci pe enter avem confirm și search, pe backspace go back și... De pe săgeți sau WS să alegem. Why don't my I sau how do I? Why don't I don't mind? Așa, why don't my parents want to talk to me? Bathroom lights work. Ok, uite asta. Don't my books stay on my shelf. Ok, hai să vedem. Oh, asta trebuie să fie Yahoo Answers, huh? Whenever I put my books on my shelf, they fall off. Why does it do that? Ok, și cineva ne zice... Ar trebui să-ți arunci cărțile. Cărțile sunt pentru ăștia nerds, you know, tocilari. Ok, hai să dăm înapoi. Why don't my stuff stay still? De ce nu stau lucrurile unde le las sau pe loc? Ci că ai probleme cu fantomele, frate, trebuie să faci să chemi un exorcist sau să faci exorcism. Oh, snap, what the fuck? Iar cred că avem fantome. Și vorbești așa de calm, gen, da, chiar sunt fantome. I should ask the internet how to get rid of... Ok, cum să scăpăm de fantome? How do I... How do I know, if I'm being haunted? Things move around on their own, creepy voices, lights don't work right. Deci, ce mă, creepy voices, oh god, nu vreau. Zici că... Lucrurile se mișcă, luminile sunt ciudate, am o carte pe monitor. Domnule fantomă, vrei să încetezi? Te rog frumos, mulțumesc. Încerc să scap de tine. Ok, hai să vedem cum scăpăm de fantome. Am citit într-o carte... că odată ce o fantomă... Unei fantome îi place... Dacă tu te gen dai de lumini ceva, le stingi sau aprinzi
Hai din nou. Cum să traduc asta? Ok, sună promițător. Ar trebui să schimb luminii de pe pornit pe oprit ca să le enervez mai mult. Nu cred că ar trebui să enervez fantomele mai mult. Nu? Voi ce spuneți? Păi lasă cărțile alea odată. Naiba, opresc lumina. Ia dă-mă cărțile încoa. Dă-mă cărțile încoa. Lasă-le. Da. Fantomă nenorocită. Dă cartea asta, o pun aici. A, mi-a luat cartea. Băi, ești nemernic, mă, nemernic. Nimic? Ok, hai să apăsăm aici în continuu. Ok, asta e ciudat. Lasă cartea asta aici, ok? Nu a lăsat-o. Why don't my ghost... Ce? Why don't the ghost in my house like me? Ar trebui să le enervezi ca să te înțeleagă cum te simți. Păi cum aș putea să enervez o fantomă nemernică? Fucking hell, dude. Ok, aici nu pot să fac nimic, am. Poate mă închid în baie. Aici nu mai pot să fac nimic. Păi lasă-mi cărțile, mă, nene. Ba, ia stai așa, dacă duc cartea asta aici. Bă, tot ăia. Oh, dar nu mai merge. Fuck you. Asta o să o duc aici. Ok, se lipesc de pereți cărțile aparent. Of. Bine că nu e fantomă inteligentă, nu? Dacă ar ajung ca să apăgeam. No, tot vrea să se lipească de perete, ok. Asta începe să devină super enervant. Stai și tu acolo. A luat o carte de aici? Scapă cărțile! Fucking hell! Ok. Hai să le luăm pe toate. Sper că nu începe să țipe ca o fantomă nebună și dăm cartea. Ok. God, dacă lasă el cărțile astea. Bă, fi fantoma lui Einstein sau ceva. Nu mai... Dă-mă cartea. Fucking hell, nu pot să prind cărțile. Ha? Ah, prinsese rămâna. Gata, am prins-o. Ok, o să redecorăm casa, o să stea cărțile pe pereți. De ce nu? Ok, rămas doar cu o carte, nemernicule. Mi-a băgui cartea. A luat-o iară. Ce naiba? Oh, fuck. Am tras o carte din perete. Da, încă una din perete, ok. Mai avea o carte în perete? Nu mai. I have a dream. No. O carte a venit aici, ok. I'm to piss off. Ok. When I want to annoy my sister, I flip the light switch over and over again to her everything. Ok. De ce să dau de ăsta de lumini? Ce a zis? A zis fantoma să terminăm? Chicken, no way, this is my heart, stop being such a jerk.
Asta e casa mea de acum, ar trebui să fi mort. Oh, wow, this is heavy. My spirit must be stuck here because my body still needs to be... What the fuck, n-a fost îngropat sau ce? Ci că ai putea să mă ajut să-mi găsesc corpul? Desigur. Dacă te face să pleci de aici. Și că o să-ți găsesc corpul și o să-i cheie în grop. Ok. How do I get rid of a ghost? Aceeași chestie. I can't get că de ce ai vrea să pleci o fantomă? Acum putem să umblăm la frigider. Wait, trebuie să-i căutăm corpul pe aici sau ce? Oare acum putem să punem cărțile? Aparent. Hai să aprindem și lumina. Oh, come on, dude. Nu o să mă las să-mi pun cărțile, așa e? Și cum trebuie să-i găsesc corpul? Interesant. Ok, dude. Cât cringe. Cringe. Nu știu unde ar trebui să-i găsesc eu corpul ăsta, ia. Era un pește? Și că... ăsta să nu mi-ai găsit corpul, pe bune. Deci așa am murit. Asta e nașpa. Și că ai putea să mă ajut să părăsesc acest loc ca să nu mai bântuiesc? Și că în sfârșit te-am pus... Da. Ce muzică ce? Ok, hai să tragem apa. Bye bye, buddy. I'm free. Rest in peace, little buddy. Ce? I always remember you. Ok, asta a fost sfârșitul, pur și simplu, chiar așa? Da. You got on to have a peaceful night and live comfortably in your new apartment. Ok. Well, ce? Asta a fost apartamentul peștelui sau ce? Dar niciodată nu vei putea să-ți uiți memoria micului tău prieten. Câteodată stai și te holbezi din toaletă, cu speranța de a găsi din nou. Dar tot ce găsești în bol este gol. Nimic. Câteodată uiți să trage apa la WC-ul. Ok. The end. Place melodia. Un joc light așa. Mă așteptam să fie mai... rău de atât. Dar a fost interesant. Acesta l-am găsit tot pe internet. Se numește I'm Still Here. Și da, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like. Eu am fost Catuco și ne vedem data viitoare. Pa, pa!